Trei partide pro-europene și-au consolidat forțele și au creat un bloc electoral. Este vorba despre Partidul Platforma Demnitate și Adevăr, Liga Comunelor și Orașelor și Partidul Schimbării. În declarația emisă de birourile politice este menționat că blocul electoral se pregătește pentru cele două scrutine electorale din acest an și de la anul. Mai mult, cele trei formațiuni ar fi identificat deja un candidat comun care va fi susținut la alegerile prezidențiale. Va fi elaborat și un program politic politic și electoral comun, ce va fi supus consultării publice și va urma pregătirea blocului politic pentru alegerile parlamentare din 2025.